știu, am rămas datoare cu deschiderea a două cadouri, cadoul din ziua 24 și cadoul din ziua 25. Le-am lăsat special la urmă pentru că mi-am dorit să ne și vedem puțin. Sper că ați avut un ajun fericit, o zi de Crăciun liniștită, întihnă, alături de cei dragi, că v-ați bucurat de colindător și că poate ați fost cu colinda, că a venit moșul încărcat de tot ce v-ați dorit. Vă doresc și eu sărbători fericite cu tot ce vă doriți, cu liniște, cu pace, cu sănătate mai ales și cu cei dragi alături. Haideți să trecem să deschidem cadourile. Începem cu cel din ziua 24. Să vedem ce se ascunde aici. Mi-a plăcut tare, tare mult aceste zile alături de voi. Mă bucur că ați fost alături de mine. Vreau să vă mulțumesc. Întoarce Crăciunul, culoarea Crăciunului, este un fir de catifia, este foarte, foarte frumos, e un roșu tare plăcut, să vedem, este 100% poliester, se lucrează cu croșete și andrele numărul 6 și zice că se poate spăla la mașina de spălat la 30 de grade. Scuzați-mi vocea, se pare că m-a lăsat de la atâta colindat. Peria Baby Chenille se numește. Mă bucur tare mult să știți că găsim acest fir și la noi, pentru că eu acum câțiva ani l-am căutat și n-am găsit deloc. Vroiam să fac atunci ceva păturică pentru bebeluș și nu n-am găsit, dar mă bucur că acum există și la noi în diferite variante și că ne putem bucura de el lucrându-l și transformându-l în ce proiecte ne dorim. Am văzut că ați făcut și jucării din el, cele care le-ați încercat, că ați făcut păturici, chiar și veste, bluzițe. Se pot face o mulțime de lucruri din acest fir, plus că e foarte călduros și e mai mare dragul să-l atingi. Păturicile cred că sunt deosebite, încă n-am făcut, dar am în plan să fac. Lăsăm aici și ia să vedem ce ascunde și cadoul 25. Este tare, tare, tare frumos împachetat. Poți să trag ochiul? Pot. Bine, așa împachetat. Ia să vedem ce credeți voi că se ascunde aici. Până îl desfac eu, voi să-mi scrieți în comentarii. Vedem ce avem aici. Ce drăguț. Ia uitați aici. O pereche de șosete din acestea pufoase. Vai ce mult îmi place desenul de aici. Ii sunt îmblănite, foarte, foarte călduroase. Sper că vedeți acolo. Sunt tare, tare, tare frumoase. Eu am mai avut așa, uite, au și puncte antialunecare. Eu am mai avut și tare mult mi-au plăcut, mai ales că la noi pe jos e destul de rece, mai ales iarna, de fapt și vara. Dar iarna mai ales. Ia să vedem. De-abia aștept să îmi spuneți cum vi s-au părut aceste zile, cum vi s-au părut cadourile din calendarul advent, dacă mai facem și la anul. Sunt tare curioasă să citesc părerile voastre. Și mai am o dorință, dacă tot vorbim de Moș Crăciun, doar că această dorință mi-o puteți îndeplini voi. Dacă aveți plăcerea și doriți să-mi scrieți în comentarii ce așteptări aveți de la acest canal și ce ați vrea să mai vedeți. Poate clipuri, poate, nu știu, recomandări. Vom continua să testăm și noi fire, să le descoperim și accesorii și tot ce mai găsim la fir de tricotat povești. Pentru că ei sunt alături de câțiva ani și pentru că găsesc acolo tot ce-mi doresc, n-am simțit nevoia să caut în altă parte. Dacă vă face plăcere, tare mult aș vrea să-mi spuneți voi în comentarii ce așteptări aveți de la mine, de la canal, ce v-ar plăcea să mai vedeți, ce ați vrea să mai lucrăm împreună. Eu aștept cu mare nerăbdare răspunsurile voastre și de-abia aștept să-mi spuneți și cum au fost aceste zile și acest an alături de mine aici. Știu că nu am postat foarte des, dar mă voi strădui ca la anul să,
să postez cât mai des cu putință. Câteodată e foarte greu să lucrez cât un tutorial, mai ales că necesită foarte multe ore de filmat și de liniște, că asta e mai e mai un pic mai dificil să am liniște pe fundal. Dar voi încerca să vin cu noi și noi proiecte. Vă doresc să aveți un an fericit, cu multe clipe fericite și cu multe reușite și cu tot ce vă doriți voi. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și în acest an alături și sper să ne găsim în continuare aici încă mulți, 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 mulți ani. Vă mulțumesc!